În ședința Consiliului Local Municipal Târgoviște, din data de 27 mai, aleșii locale au avut de aprobat mai multe proiecte culturale la care primăria se angaja partener și venea în același timp cu o contribuție financiară la buna desfășurare a manifestării. Printre solicitanții de asociere s-au aflat diferite școli sau, în două rânduri, Universitatea Valahia din Târgoviște. Aceasta, din urmă, a solicitat sprijinul primăriei pentru organizarea a două evenimente, colocviul internațional Latinitate, Romanitate, Românitate și un simpozion științific organizat în primele zile ale lunii iunie. Deși de anul acesta există un regulament la nivelul primăriei care precizează faptul că banii pentru activități culturale se atribuie în baza unei sesiuni de depunere de proiecte care să fie selecționate de o comisie de la nivelul primăriei, în practică regulamentul se aplică doar pentru cei care nu au destule relații să ajungă direct pe ordinea de zi. Unii dintre consilieri au sesizat anomalia, alții au încercat să o explice. Primul an în care am implementat acest regulament cu finanțările nerambursabile. Au fost situații în care pur și simplu nu s-a cunoscut acest lucru, dacă vreți adevărul. E la latitudinea noastră, dacă în acest an de tranziție ajutăm ca și autoritate publică aceste manifestări și aici intră și școala Coresică în aceea situație, sau dacă nu. Observația dumneavoastră e corectă, domnule Dulescu, dar eu cred că ar trebui să fim alături de aceste evenimente. Sunt evenimente care trebuie făcute și pe care noi trebuie să le sprijinim. Am avut și eu câteva participări la simpozioane prin țară, la diferite colocvii și să știți că peste tot autoritățile locale sunt partenere al acestor acte de noi nu am spus că nu suntem de acord să facem asemenea acțiuni. Noi am spus că am votat un regulament, dacă îl mai respectăm sau nu. Și faptul că apare pe ordinea de zi acest proiect de hotărâre nu înseamnă că nu respectăm un regulament sau că este ilegal. Până la urmă, Universitatea Valahia, încasatoare de taxe de sute de euro de la fiecare student, beneficiază și de sprijinul primăriei pentru organizarea unor activități normale pentru o instituție de învățământ superior, un colocviu și un simpozion. Între timp, cei puși să respecte regulamentul așteaptă informații despre o sesiune de depunere de proiecte, în speranța că și activitățile lor merită atenția primăriei, chiar dacă nu sunt entități generatoare de profituri uriașe precum instituția de învățământ menționată.